Ei da, salutare și bun regăsit, dragii mei și dragile mele, aici alături de XF România, de canal de YouTube al lui Zvartoș, alături de această dată de 15 aprilie a anului 2013. Ba, 15 aprilie este o dată foarte interesantă pentru că s-a deschis purtătoare pe canalul E3. Deci, canalul E3, 55-25 de MHz mi-a indicat semnal. Poate fi arabesc, poate fi ter. Deci putem avea ambele posibilități. În Europa, sporadicul și-a făcut de cap prin țările care deja le știm, Germania, Polonia, Spania, Sardinia și Italia. Deci deja nu mai putem lua la calcul deschidere care a fost în FM, da, din Germania s-au putut asculta în valuri câteva semnale din Spania. Nimic deosebit. Pentru această dată, că sunt acum alături de dumneavoastră, vreau să vă spun că eu sunt un mare amator de aparate de radio. Dacă o persoană vede că stau cu aparatul de radio acesta în mână, el va crede că eu sunt exact cum cred majoritatea, nou. Și numai atâta știu despre aparatul ăsta de radio. Deci, ajungem și la greucinisme de genul acesta, adică credințe false. Deci, vedeți un aparat ăsta, imediat unul se trezește, cum se trezește majoritatea ca Gheorghe în LAN, și scoate un aparat de radio de genul ăsta. Hă, în 1986, în 92, cu aparatul ăsta de radio, prindeam toată banda numai francezii. Prindeam germani și ascultam doar Radio Contact. Atâta știam să prind pe ăsta. Stați așa, că și eu lucrez cu aparate de radio. Ce dacă ați văzut aparatul ăsta de radio? Bă, credeți că eu n-am aparate de radio? Mamă, căutați pe net să vedeți 18 aparate de radio puse unul peste altul. Mai pune și portabilele care le-am în casă. În număr de 4. Și după aia vom vorbi. Astăzi începem episodul de XFM România cu aparatura radio. Pentru că majoritatea fac niște gafe colosale. Mămică, eu o să vă explic în curând 10 cu 7-le, intermediara. Că văd că dați rateuri majoritatea pe intermediar, dar dați rateuri la modul barbar. Tot o dați și o scăldați cu căcatul ăla de Realtek scos nou, care acum mie mi s-a spus din Timișoara că este o bășină care nici nu-i sensibilă în același timp și care are probleme. Deci sunt probleme pe aparate, deci sticuri cu defecte, mamă, sticuri cu defecte. Deci nu poți să-mi spui mie cu un divizor de 10 cu 7, deci îți dai seama de pe un quart să-mi faci tu mie diferite valori are, cum îi zice, herțajului pe lângă 10 cu 7. Un 150, un 50, un 75, un 100. Da, mamă, dacă tu pe centru purtătoare și ai dat white, da? Ai grijială sau pureală sau puțin nu-ți merge bine. Spune ia de eu la sticul ăla și ți-ai spus pe față tot ce era de spus. Haideți să începem. Punem aparatul de radio ăsta, că cu ăsta trebuie să discutăm și să combate. Și punem aparatul ăsta de radio. Băi, oameni, băi, de țării României, că acum trebuie să o luăm și pe partea asta. Bă, frate, deci, ou și găina, da? Aici stă ou și găina. Mamă, în ăsta stă, în aparatul ăsta stă ou și găina. Ce veniți voi aici, este bibilica. Vă fac de râs. De nu o să vă vine să credeți. Bă, mamă, tu cum crezi că un 7358 din ăsta, demodulat pe două tranzistoare și câteva, ce mai are acolo, oferită ce mai are plus 2-3 diode și... Asta ce demodulare este? Demodularea păduchilor, purecilor sau a nisipului sau zgomotului de masă? Acum demodulăm purecii să-i auzim că-s mai mult sau acum zgomotul radioului care este foarte puternic, aia demodulăm. Câți microvolți are demodulatorul, mamă? Peste 110 sau cât? 120 de micro, nu? Ăsta. Ăsta. Portătoare. Ce aveți aici?
Purtătoarea până ceva trece. Îi dau semnal cu lopata și el mă aprinde Pureș, nu? Trăim în România și știi că România asta are niște baguri extrem, extrem. Eu o desfac că aici am niște baterii oxidate, că le-am de mult. Pe mine m-ar mânca între degete să fac eu o probă acum, dar nu știu dacă am cum să o fac proba și pe ce să o fac proba, dacă mă ajută dreanța asta de radio. Nu mă ajută, vă zic din start, că nu mă ajută, că n-are cu ce să mă ajute. Și vă zic din start. Că vă arătam eu o probă. Nu. Deci vă arătam eu o probă concretă. Să vedeți, mamă, șumănul cu antenă pusă. Deci iau antenă, mamă, care am șumănul la 56. Putea la și în gură, 56. Rupe, local. Nu le-a bine, le-a cu fâși. Cum pula mea, frate, îi bat semnal să explodeze, să sară în pumă și tu le pureci. Cum să faci, mă, de X cu un aparat de radio portabil? Bă, te-ai sănătos sau ești tâmpit? Cum ar fi să faci cu un căcat de la DSTV din telefonul meu sau ce paște, mă, e în cara mea? Bă, ăla este receptor, mă. Tu gândești în momentul când faci o recepție cu un aparat ăsta de radio. Că tu faci o recepție care este căcat? Căcat. Hârtie igienică. Da, sunt de hârtie igienică. Stau așa și mă gândesc așa. Mă pun în pielea voastră și realizez cum m-am dus la centură cu ăsta. Auzeam trei fireri de șumă. Ăsta îl bătea pe ăsta. Mutralul ăsta e mutră prenumită. E hiperlăudatul de la Grundig. Music Boy 71. Da, Music Boy, mi ziceam eu. Ăsta este cel mai tare, mă, din parcare, da. Păi bă, omul, normal, mă, că ăsta să-i dea clasă-l ăsta. Ăsta, îi dă clasă-l ăsta. Păi tu ai văzut, mă, pe ce e de modularea în ăsta? Tu ai văzut pe ce e integrate? Mai bine faci de modulare, ai pui tu două tranzistoare, o bobină, ce mai ești, te duci cu AF-ul, te duci integratul de amplificare de audio. De unde îi dai potențiometru și gata. Și-l faci să meargă ăsta la tău ca ăsta. Uite, mutra lăudat, uite, mamă, aparat pe 6V, Grundig, Music Boy 71, lăudat, făcut, dresul, pușcat. Păi știi cum e? Omletă. Omletă, mamă, omletă. De modulare la cât? Ăsta, 120 de microvolt are pe fei și intermediară mai mult de 120. N-am văzut nimic, bă! Pureci! Pureci, stai, mulți pureci cu căpuși. Ajungem la ou și găina, ăsta. Bă, voi ați văzut un full dinamic vreodată în viața voastră cum are placa de bază? Eu acum vă întreb așa, gânditor, un original, full dinamic internațional, făcut pentru export, care scrie clar, care 10 W, te dea 20-30 în el. Voi ați văzut vreodată ce conține în partea de FM? Măcar atâta. Realizați un pic ce aparat de radio aveam în 1993. Ăsta e 93 cumpărat. Lângă magazinul București era firma Condor SRL, dacă vă aduceți aminte. Condor SRL, vă spun eu. Era o firmă numai de casetofoane auto. Casetofoane DAS. Portabile. Radiouri cu ceas. Vreau să vă luați domotecuri, otecuri, javrotecuri, acolo vă duceați. Vis-a-vis de Condor, mai era firma aia cu X Audio sau ceva de gen. Vis-a-vis. Unde erau numai casetofoane astea. Și mă, erau casetofoane fugisoane, erau tot felul de mărci erau acolo. Hai mă, oameni, că voi toți vă căcați și vă dați droață de cașcaval în fața mea. Știți, mă, ce are ăsta înăuntru? V-am zis. Ouă și găină. Mai zic 22. Bă, mamă, hai să o luăm așa, băbește.
În 1996-97, nu erau rețele de cartier, nu erau switch-uri, nu erau zgomote. Cu jegul ăsta de portabilă, o vedeți. Uite, o vedeți. Stai să o fac așa, să o vedem în lungime. Da? Cu jegul ăsta de portabilă, o prindeam aici în casă, FM Plus-ul. Prindeam Orizontul pe 103. Prindeam Schumann-ul. Ăsta. Mă luam la întrecere cu mini combina cu CD player, care era făcută de Elta, care aia avea pe intermediară un integrat identic cu Lea 1140. Eu vorbesc în realul sens al cuvântului, era o Elta care băgai CD-ul în picioare, deci nu așa, deci nu pe orizontală, vertical. Elta aia, vă zic eu de pe acum, aia era la fel ca asta. Cu o sârmuliță, atâta aveai bulgari. În casă. Nu trebuia să te duci pe geam, pe geam gata. Pe geam gata, mamă, se oprea la serce ăla. Elta se oprea la serce. La mine aici, pe 103, mi se oprea la serce. Ce dacă era pro FM-ul în Proto-Popescu? Se oprea la serce. Ăla, mem, vă zic eu, schema e clasică de radio, care se făcea pe vremuri. Ca să fim serioși, acum să nu fiu zgârcioc și cum să fiu, să mă dau, cum ziceți voi, mă laud. Nu, mamă, eu nu mă laud. Schema de radio e aceeași. Însă, nu vine cheia 60-40 care știți toții și cu cheia 60-43 ca decodor stereo. A-a, aici nu mai e așa. Aici, în partea de FM, avem un demodulator și după aia un decodor stereo. Ăsta pe AM și pe FM are integrate diferite. M-am mai zis odată, internațional. Asta este de export. Mai citesc odată ce scrie Radio Cassette Recorder, 10 W pe ieșire stereo. Se dea 20-30, mamă. Nu AM 71-12, cum erau în contrabandă. Dacă știți voi ce e contrabanda de casetofoane de-astea. Dacă ați prins. Sau poate mai țineți minte domotecurile acelea care din păcate au scăpat pe piața românească, care erau bune. Nu știu dacă voi știți. Cu amplificatoare audio BA5417, care avea înăuntru decodor stereo, care avea noise blancă, nu sfârșea stereo. Vorbim despre aparatură radio, vorbim de vremuri, vorbim de orice, mamă. Cu mine se poate vorbi orice, pentru că eu am, dețin, tinerețea o am în casă, am Maia cu sumasă, am Sanyo din vremea când era seria M97, 1980. Știți când veneau containere și cum era prin Constanța și pe sumână, pe la fabrică, venea Isulescu cu el în pătură și îl dădea un Sanyo. Păi aveam Sanyo pe vremea lui 90, Sanyo cu FM1 și FM2, 66-73-87 cu 5-stop, stereo, ambele benzi, medii și scurte, înregistrare pe cap, cu bobină și la ștergere și la înregistrare și redare. Deci nu era magnet permanent cum găseai în asta după capul de redare și înregistrare. Găseai imediat un ștergător care era pe frecvență cu bobină. Vă spune băiatul, șmecheria, așa veneau Sanyo pe vremurile alea. L-am zis frumos. Ăla la stereo nu poate fi echivalat. Face stereo cu separație, cum spun ei, spațială, da. Se respectă schema clasică care o făceau ei, cei care lucrau cu leaurile, dacă știți ce sunt alea, integratele lea. Pentru voi vorbesc numai, pentru voi, pentru ăștia care sunteți de Excel, care aveți și voi un SDR în mână și voi nu știți bazele. Vă chinuiți să prindeți pizda mărioarei, mă scuzați de expresie, cu javramentul ăsta de radio. Îi băgați și de mii de elemente, injectați, pistonați. În ce, mamă? În ce? În ce? De 22 ori pun întrebarea, în ce?
de modulare pe intermediară cu 2-3 tranzistoare, o bobină care se duce într-un amărât de integrat de difuzor de un watt. Băi, băi, dar ce te vă, mă, dracu, mă, că mă ia râsul, mă. Băi, mă, cavaș. Băi, mă, cavaș. Bă, voi știți cu ce lucram eu în 98? Uite, bă, voi râdeți când vedeți aparatul ăsta de radio? Mai era tot, da. Îl vedeți în mână la mine, râdeți și cu curul de mine, dar eu râd cu curul de voi, că voi habar n-aveți. 98, eu stăteam cu aparatul ăsta de radio, făceam de X. Până să se ardă craigul, tot portabil la fel pe PLL, cu același tip. Deci, identic. Identic. Leit, frate. Tot așa era cu 7358, tot așa era cu intermediara care era identic, aceeași schemă, același PLL. Când s-a ars ăla, m-am dus și l-am luat pe ăsta. Bogdan Motuș nu știe, mamă, că eu l-aveam băgat în soale, într-un dulap. E băgat în frumos. Deci eu l-am cumpărat, are și îmbrăcăminte, tocul de piele. Cu toc de piele, deci ăsta e păstrat, dacă îl desfaci, te sperii, este impecabil. Deci a dus în viitor un radio impecabil. Ăsta prindea turci. Când era propagare, la mare l-am testat de 11.000 de ori. Turci, când mă duceam la mare cu ăsta, s-auzeau turci, mamă, am și spus, s-aud turci, dar slab. Ăsta nu mai așa. Din Mangalia cu ăsta acum nu, cum pariu că intermodulat de la culturalul de pe 92,7, dar când nu era culturalul, eu auzeam turci, vă spun și pe unde, 93,4 și 88,8, că ăsta e digital, e PLL. Deci, cum am spus, scara vieții este scara foarte bine realizată la mine, care eu nu pot să duc lipsă de scara vieții la aparatele de radio. Mamă, aparatul ăsta de radio nu trebuie să spun a cui a fost. Poate vă aduceți aminte de personajul care spunea că are un blau punct și a prins niște chestii care sunt exotice rău de tot. Uite-am. Înăuntru aveți și etajul specific de ăsta, cum îi spune, de amplificare, cu fetul care la un pic de descărcare electrostatică a făcut poc, ăla care spune că pe antenă trebuie să fii foarte atent ca să nu se producă descărcări electrostatice, că rămâi fără el. Uite, ăsta este întreg. Urmele de degete au rămas, amintirile de la răposatul care l-a avut. Uite, Edel, mamă, scara vieții, mai zic o dată. Voi vă căcați pe voi, v-am zis, vă căcați pe voi cu tot felul de basagoni. Dar voi habar n-aveți și ea o intermediară și o demodulare. Pe bune vă spun. Eu nu mă la o mamă. Dar nu uitați un singur lucru. Am făcut TMEU-ul în 2012 și separat de asta sunt doi electroniști care stau lângă mine. Și pe lângă asta, lângă mine, îmi explică și mă învață. Dar de împărtăși cu voi, slabe șanse. Nu. Nu împărtășesc. Pentru că orgoliile sunt mari, bășcălie este mare și separat de aceste lucruri, sunt și oameni care, din păcate și de drept, vor să facă în așa fel, să-mi facă concurență, mamă. Să-mi faci mie concurență cu aparatul ăsta de radio? Ce dacă e pus Sanjan? Tot 7358 ai, mamă. Dacă l-ai Sanjan sau mamă, tot ai 7358. Tot pula aia e recepție. Nu e nici alta, nu e altă pizdă, nici trei floși pe lângă. Tot un căcat vei prinde. Nu te gândi că vei prinde în plus sau în minus. E aceeași insensibilitate, mamă.
degeaba îi faci tot de modulare cu 3 tranzistoare, 4 tranzistoare, sau integrat ca ciurut care stai bășel acolo vreo 80 de microvolți. N-auzi nimic. 73-58 dictează tot, mamă, tot dictează. De acolo de unde pornește stajul de recepție. Să-mi faci mie concurență? Da? Păi tu realizezi, mă, mamă, cui faci concurență? Lasă mutral ăsta. Și care față detașabilă, vai de mine, aoleu, are față detașabilă. Nu, mă, mică. Tu încerci să faci o concurență exact la un radio care are un integrat de genul acesta. Uite-l aici. E cu degetul băgat în el. Uite-l aici. Seamănă precum un procesor. Te pui să faci cu mine concurență. Știi cum e? Pentru mine e ușor, mam. Eu prind, ne îngrâmbie. Tu faci concurență de la înălțime. Cine câștigă, la urmă se vede. Vă spun real, la urmă se va vedea. Se vede la urmă ce va fi câștigat și cum va fi câștigat. Degeaba sunt băgate bețe în roate și unii, subliniez, unii care sunt puști ai DX-ului, invocă recepțiile că sunt false și eu sunt un DX-er trucat. Truchez tot. Ar fi bine să fie trucuri ca europenii să-mi răspundă la acele troposcatere și să-mi spună cu glas tare: Polonie, Polonie, am auzit Polonie, este vorba despre limba poloneză, este Croația, Wagner cântă în opera cu tare, mamă, scatere. Tu realizezi când spune unul din afară chestia asta că deja vorbim de realitate? Tu gândești în minte și în imaginația ta aia bogată că e fals. În afară, de ce nu se vede că e fals? În afară, când e fals, imediat se sare. Imediat se sare, mama. Tu realizezi că tu faci din invidie și că nu reușești să prinzi chestia asta? Gândește-te de două ori înainte de a te ataca și înainte de a face în așa fel încât să murdărești imaginea mea. Să murdărești ție prin faptul că nu poți să reușești să prinzi. Unde este Bihorul? Unde? În plaja lui Magic FM? Întrebare de baraj. Unde e Uzuncoplu? În plaja lui Magic FM? Hai să fim serioși. Degeaba ne dăm mari și scule. Avem sculamente de fapt fiecare. Dar ideea este că unul dintre ei, din păcate, și-a tras, între ghilimele, oameni care știu recepții. Dar recepție pe foaie și recepție atestată, nu radioamatori, nu, ci electroniști puri, nu electroniști falși, cum credeți voi, puri. Și cu asta am spus tot ce era de explicat. Mie să-mi vină cineva concurență? Niciodată. Caramanul este scos, prima mișcare spre 1000 de kilometri. Polonia scoasă, a doua mișcare. Hai, mai continui. Ce levați? Următoarea mișcare. Hai, mai vreți? Ce a fost acolo? Medere Figaro, Austria. Hai, mai vreți? Hai că mai zic. Banda fierbe, voi stați și bârfiți și vă vedeți de oftică și de invidie. Iar eu fac link-uri și trimit în afară, exportate. Las băieți că la mine mișcă ca la voi. Troposcatere. Cum face Jean-François Bra? În Franța sau de Italia, la peste 750 de kilometri, scatere. A, deci la el nu-i fac.
Și trebuia să mă duc la el să ce să zic, bă, ăla e fake. Ișa mi se scoală mie, bă, ăla e fake, uite așa vrea mușchiul meu, să-i zic, uite așa vreau să te jignesc pe tine, că ești abrasul abra, uite așa vine mie, că e fake. Uite așa vrea mușchiul meu. Și ce fac eu este numai realitate, mamă, vai, ce frumos sună. Și la ce să-mi arate? Uite așa, fake-ul, care îl zic eu. Pă bune. Concurența în mie nu poate să-mi vină nimeni momentan. Dacă o dăm pe concursul, că se vă tente că ar fi concursul. Era unul din mari șmecheri ai Dex-ului, mai acum 2 ani, care nu suporta Nova de la Cubra. E un personaj care nu-l iartă nimeni pentru porcăria aia afirmată, aberația aia. Că nu se poate scoate Nova de la Cubra. Scot eu care sunt în nasul CDMA-ului. Scot atâția la Bucureștiul ăsta. Și el spune în gura mare, da? O, omule, ai ajuns, bă, să vede și cucurul de lumea de tine. Așa și cum de ăsta la întucare acum. Se râde mamă de tătăvălesc. Îi așteaptă, gata amestecat să le dau cum să facă și să prindă. Uite de aici. Asta le dau. Mai mult de atâta nu pot să dau. Nu dau, mamă, din